Ce ai făcut aseară pe internet? Bine, Doamne, dar mesul nu-i păcat. High five-ul nu-i păcat. Internetul nu-i păcat și aveți mare dreptate. Nu-i păcat internetul, nu-i păcat high five-ul, nu-i păcat messenger-ul, nu-i păcat nimic, dar ne poate duce internetul la păcat. Și stai pe high. Câți dintre voi v-ați pus pe high five poze în care ați ieșit strâmb sau în care ați ieșit urât? Niciunul. Toți ne punem pozele, cele mai frumoase poze. Câți dintre voi ați primit coment pe internet, pe high five? Ce frumos te-a creat Dumnezeu! Laudă-L pe Dumnezeu, Mihai, că te-a creat o făptură minunată. Câți dintre noi am primit un astfel de comentariu? Niciunul. Dar câți dintre voi, câți dintre noi am primit comentariu? Ce bine arăți! Ce bine stă în roșu, verde, în galben, în roz! Am primit-o și în momentul ăla știți ce am făcut noi? Am luat binoclu de pe Dumnezeu și pe cine l-am mutat? Pe noi. Pentru că lumea atunci când mă vede nu mai spune da, laudă-L pe Dumnezeu și te laud că sunt o făptură minunată, uite ce bine arată. Și știi de ce? Că sunt o grămadă de programe și punem poze pe iPhone, le mai modificăm în Photoshop și nu mai știu ce programe sunt, luminozitate, să, eu sunt mai negru de felul meu, să nu ies așa negru, să nu mai nu știu ce și le punem pe iPhone. De ce? De ce sunt un fățarnic? De ce să arăt altceva decât ceea ce sunt? Și zicem că nu-i păcat. Bine, nu-i păcat. Mergem mai departe. Îl văd pe prietenul meu care a mers în urmă cu 3 ani în America. Uite care poze, hai să văd ce mai face. Și mă uit la pozele lui, văd pe unde a fost, văd ce mașină și-a luat, văd ce prietenă are, văd nu mai știu ce văd și eu îi termin cele 37 de poze pe care le are. Și hopa că văd în dreapta încă o față cunoscută. Îmi pare cunoscut, hai să văd de unde. Și de acolo mă tot duc și voi băieți știți pe unde ajungeți uneori. Și știm de multe ori ce facem. Nu-i păcat i5-ul, bine, nu-i păcat. Intrăm pe i5 și ne ducem de la un prieten la altul până ajungem, știu eu, pe la prieten din China. Eu trecut 3 ore. Cum au trecut 3 ore? Și știi ce am făcut atunci? Am pierdut timpul lui Dumnezeu. Pe i5. Un prieten de-a meu, un fost coleg de facultate, a făcut o chestie faină pe i5. Și-a pus o poză cu Biblia în mână. În picioare și cu Biblia în mână. Și l-am apreciat foarte mult. Și bineînțeles, intrau fete pe el, ce carte aia? E Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Și râdeți, da? Pur și simplu, predica prin intermediul i5-ului. Și da, au făcut un lucru bun. Au ajuns cu Evanghelia, cine știe pe la cine au ajuns, la cine nu putea ajunge. Dar când îți bagi joc de Dumnezeu pe i5 și pierzi timpul lui Dumnezeu, atunci și păcat. Și pe Messenger, iară știți voi câte vorbiți, câte nu vorbiți, cu altfel și cu mai plouă și mai ninge, și pierdem timpul lui Dumnezeu. Și așa ne leagă diavolul. Spune, azi ai stat 2 ore. Hai mâine, mai stai 3 ore. Când eram la facultate în București, împreună cu colegii mei de cameră, am făcut o chestie. Să postim de la internet. Vă mărturisesc sincer că mi-a fost foarte greu. De la mâncare mi era ușor să postez, dar aia poate, pot să nu mănânc. Dar când intram în cameră și veneam calculatorul, de-abia așteptam să intru pe internet. Și mai am așteptat să treacă săptămâna aia în care am zis că nu intrăm pe internet și am stat de am uitat de mine. Și ne este greu să postim de la internet. Ne este greu să postim de la Messenger, să nu mai vorbim o lună pe Messenger. Ha? Dacă nu mai știu cine mi-a dat ad. Da, și diavolul vine și ne leagă așa fai frumos și pur și simplu își bate joc de noi. Și își bate joc de noi, diavolul, tineri dragi. În timpul liceului n-am fost pocăit. Adică mergeam la biserică, poate cum mi-areți mulți dintre voi, cântam în fanfară, mă afișam în fața bisericii cu costum și cu cravată și cu instrumentul în mână și lăudam pe Domnul, ziceam eu. Îmi băteam joc de Dumnezeu. Și diavolul își bătea joc de mine și pur și simplu acum îmi pare rău pentru momentele alea. Și spune, Doamne, dacă puteam să arăt colegilor mei că Tu ești adevăratul Dumnezeu.